Piața Ovidiu a fost recent modernizată, iar mobilierul urban este una din piesele de rezistență cu care autoritățile locale se lăudau atunci când au prezentat proiectul. Din păcate, pe cât este de frumos, pe atât este de fragil. Altfel, nu se explică de ce stâlpul care se afla aici a fost deja doborât. Băiatul meu, dacă nu strigau niște vecini la el, exact în capul îi cădea, ieșea afară cu câinele și... Incidentul s-a petrecut ieri pe una dintre străzile din zona veche. Martorii spun că de vină ar fi șoferul unei mașini de marfă, care nu a fost atent și a agățat cu mașina un cablu. L-a venit o mașină mai mare și erau niște cabluri legate de aici, acum e cablul ăsta, înțelegi? Și poate băiatul nu a fost atent și nu s-a dat jos. Și a trecut cu mașina și cablul era legat de acest stâlp, respectiv era legat. Și când a dat în față cu mașina, stâlpul a căzut direct, dar era să cadă și peste un vecin. Oră că i-a zis cineva la atenționat, vezi că cade stâlpul și s-a luat vecinul, s-a luat la ceartă. Și mai a coborât băiatul și a zis, pe cum s-a întâmplat? Și s-a uitat, a dat cablul după mașina respectivă. Și după aia n-a vrut să dea telefon la poliție sau ceva, a plecat direct. Stâlpul cu pricina face parte din mobilierul urban în stil arhitectonic Art Nouveau, care a fost montat în cadrul unui proiect cu bani europeni, finalizat anul trecut. Constanțenii sunt dezamăgiți de calitatea lucrărilor. Nu prea sunt bune așa, pentru că vă dați seama, de la un simplu cablu din ăsta să cadă un dita mai stâlpul, vă înțelegeți? Nu prea le-a pus ei bine așa pe astea stâlpuri. Trebuia mai degrabă sunt stâlpurile astea mai rezistente, alea de fier mai mari. Și astea nu, vă dați seama. Să tragă de stâlpul acela vechi, că nu o să cadă niciodată. Da. Este foarte prost, adică și, nu știu, e înșurubat cumva, bănuiesc, pentru că l-au desfăcut imediat, în 2 minute a fost gata desfăcut. Nici la casino lucrurile nu stau mai bine. Dacă stâlpii se rup, iar dalele din piața Ovidiu sunt deja ciobite, pe faleză, la nici 2 ani de la inaugurare, mobilierul urban a început să ruginească. Și aici lucrările au fost posibile tot cu bani de la Uniunea Europeană.